Începând cu anul 1992, conferința s-a desfășurat bianual, bucurându-se de un real succes dovedit în mod constant de interesul tot mai mare al specialiștilor din domeniu pentru tematicile propuse. Publicarea celor mai bune lucrări susținute a contribuit la consacrarea internațională a conferinței. Evenimentul din acest an se remarcă printr-o participare internațională de excepție. Comunitatea academică suceveană va avea printre oaspeți nume sonore din domeniul științific, precum profesori universitari din Japonia, America sau Portugalia. Participă profesori și oameni de cercetare din Europa și din Japonia. Pentru prima dată, conferința este indexată la IEEE Explore, ceea ce înseamnă că este recunoscută de comunitatea științifică internațională. IEEE Explore este o bază de date foarte importantă pentru lumea inginerilor. Vom avea 41 de lucrări în cadrul secțiunii, organizate pe 4 secțiuni. Sunt 5 inviter speakers la această conferință. Unul este din Japonia, de la Universitatea din Tokyo. Sunt 2 din Portugalia. Este unul din Danemarca și este un altul din Germania. Sunt luări de poziție în domeniul nostru foarte importante. Așadar, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava organizează în perioada 15-17 mai a 12-a ediție a conferinței internaționale Development and Application Systems. Începând cu acest an, conferința se va desfășura sub egida unui nou tip de indexare care oferă posibilitatea cercetătorilor de a-și pune în valoare rezultatele cercetărilor întreprinse prin apariția lucrărilor în prestigioasa bază de date. Pentru cele 4 secțiuni de dezbateri, respectiv sisteme, procese de control și automatizări, rețele de comunicații și calculatoare, electronică și inginerie asistată pe calculator, inginerie software și tehnologii informaționale, a fost selectate 39 de lucrări.